Preferi mâncărurile amare și bei cafeaua fără zahăr? Aceste aspecte ar putea spune multe despre personalitatea ta. Un studiu recent a demonstrat că persoanele care preferă alimentele amare au trăsături antisociale, potrivit unor cercetări efectuate de Universitatea din Innsbruck, Austria. În cadrul acestor cercetări au fost evaluate gustul pentru unele alimente și au fost efectuate chestionare de personalitate, printre acestea regăsindu-se trăsături precum psihopatia, narcisismul, sadismul și agresivitatea, comportamente de personalitate ale oamenilor răi. Ipoteza s-a bazat pe o teorie legată de aroma personalității. Obținerea confirmării a venit după analizarea răspunsurilor a 953 de persoane și a asocierea preferințelor gustului amar cu trăsăturile de personalitate malefică și tendințele sadice. Nu se face însă aici deosebirea de persoanele care consumă această băutură fără zahăr din simplul motiv că vor să slăbească sau că au renunțat la zahăr pentru a avea un organism mai sănătos. În continuare, experții austrieci susțin că vor să analizeze o legătură directă între cafeaua neagră și comportamentele sociopate. Astfel, concluzia cercetărilor a fost că alimentele amare sunt preferatele persoanelor negative. Cu toate acestea, aromele amare, dincolo de personalitate, sunt bune pentru sănătate, deoarece stimulează apetitul și promovează digestia, motiv pentru care aceste alimente sunt recomandate celor cu apetit scăzut sau cu o greutate redusă. Printre alimentele amare se numără ciocolata amară, sparanghel, broccoli, anghinare, conopidă, nap, cicoare, muștar, dovlecei, varză, varză de Bruxelles, dovlecel și, bineînțeles, cafeaua, relatează unica.ro.